Nu te confirmă cu totul. Se lucrează din greu la cele mai multe unități de învățământ din Timișoara pentru pregătirea spațiilor în care să învețe elevii în noul an școlar. La Colegiul Bănățean au fost aduse 6 clase modulare în care va învăța o parte dintre elevi și va fi folosit orice spațiu cu putință pentru așezarea copiilor, astfel încât să fie păstrată distanțarea fizică. Colegiul se pregătește pentru toate cele 3 scenarii. Din punctul nostru de vedere, într-o variantă ideală ar fi ca toți copiii să reușească să vină la școală, deci am fi adepții deschiși ai aplicării planului verde, dar credem că trebuie să fim pregătiți și pentru celelalte două variante, adică pentru varianta în care o parte dintre copii vor rămâne acasă, iar alții vor fi la școală, și într-o variantă pe care nu ne dorim, dar care e posibilă, o variantă aplicării planului roșu în care toți copiii să participe la cursuri online. Aproape 40 de containere au fost achiziționate de autoritățile locale pentru a fi montate în curțile celor mai aglomerate școli din Timișoara. Chiar și așa, însă, spun cei de la Inspectoratul Școlar, spațiile nu sunt suficiente pentru un posibil scenariu galben. Cu siguranță, dacă vorbim de Timișoara, este un deficit al spațiilor de învățământ. Primăria a încercat să rezolve acest lucru, dar sigur timpul este foarte scurt și nu vom realiza la nivelul tuturor unităților de învățământ din Timișoara soluții la această problemă. Cu alte cuvinte, ne îndreptăm undeva spre un scenariu galben, dar asta nu înseamnă că nu sunt unități de învățământ care au disponibilitate de spațiu și vor îmbrățișa cu siguranță scenariul verde. În mediul rural, cel mai probabil, se va aplica scenariul verde. Evident, păstrând tot ceea ce înseamnă normele impuse de Ministerul Sănătății. Săptămâna viitoare vom avea discuții cu Instituția Prefectului și Direcția de Sănătate Publică dintr-o perspectivă a ceea ce înseamnă alocarea și asigurarea de resurse medicale pentru fiecare unitate de învățământ din județul Timiș, pentru că la nivel de urban, și mă refer aici la Timișoara și la Lugoș, serviciul de medicină școlară asigură pentru toate unitățile de învățământ cadre medicale, astfel încât triajul epidemiologic se desfășoare în condiții foarte bune. În privința personalului din cabinetele medicale școlare detașat la direcțiile de sănătate publică, premierul Ludovic Orban a dat asigurări zilele trecute că în fiecare cabinet va exista la începutul anului școlar un medic sau un asistent. Detașarea s-a făcut deocamdată pe 30 de zile. Vom face o analiză astfel încât în fiecare școală să existe cel puțin un cadru medical. Vom căuta soluții de a suplimenta efectivele DSP-urilor și ambulanțelor din alte surse. O problemă va rămâne cea a deficitului de personal didactic, mai precizează reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș, problemă care a fost deja semnalată. Săptămâna aceasta va fi centralizat necesarul de personal care va fi transmis Ministerului Educației. În mare parte, părinții și-ar dori ca cei mici să învețe la școală mai degrabă decât online. Din experiența anterioară, din semestrul trecut, al anului școlar trecut, clar, orele online nu au avut aceeași eficacitate ca și orele în care copiii au fost prezenți fizic în clasă. Traversăm o perioadă critică, o perioadă atipică, normal că trebuie să ne supunem unor reguli atipice. Scenariile pentru desfășurarea noului an școlar verde, galben și roșu se vor actualiza permanent în funcție de situația epidemiologică locală. Pentru fiecare județ, Comitetul pentru Situații de Urgență, la propunerea școlii și a Inspectoratului Școlar, va decide dacă elevii vor merge la școală sau vor învăța online.